de ce a rămas iepurele cu coada scurtă. Ascultă! Odată, vrând să se facă podgorean, lupul se apucă să sape pământul și să răsădească butaci de viță. Chemă în ajutor vulpea și iepurele. Pentru ajutor, lupul pregăti un găvănos plin cu miere ca să-i ospăteze. Toți trei se puseră pe lucru cu sârguință. Vulpea însă și dea ca pe jeratic. Strașnic voia să se îndulcească cu miere. Se întoarse cu fața spre pâlcul de sel și din apropiere și începu să strige. Hei, ascultă! Care-i acolo? O întrebară lupul și iepurele. M-au chemat de seară la un botez, născoci vulpea. Poftim, du-te, zise lupul. Iar vulpea o luă drept spre tufișul unde lupul ascunsese găvănosul cu miere. Mâncă pe săturate și se întoarse. Hei, ce nume i-au dat copilului? Întrebă curios lupul. Fructurel, răspunse chicotind vulpea. Toți au tăcut și-și văzură de treabă. Peste o bucată de vreme, vulpea se întoarse iarăși spre pâlcul de sălci și dădu glas. Hei, ascultă! Care-i acolo? O întrebară lupul și iepurele. Mă poftesc neapărat la alt botez, răspunse vulpea. Atunci du-te, învoi lupul. Dar întoarce-te mai repede, adăugă iepurele. Vulpea plecă. Când se întoarse, o discusură din nou lupul și iepurele. Vroiau să afle cum fusese botezat copilul. Ea le spuse mijlocel. Așa se petrecură lucrurile și a treia oară. Vulpea lepădă lucru și făcu felul mierii celei dulci. Între timp, lupul și iepurele, trudiți, se lăsară să se odihnească puțin și adormiră. Vulpea cea vicleană se furișe lângă dânsii și unse cu mierii coada iepurelui. Apoi prinse a striga, sus, somnoroșilor, v-ați umflat de atât adormit. Te-ai întors? Și cum au botezat fătul? Întrebă căscând lupul. Funduleț, răspunse vulpea printre chicote de râs. Am cam obosit, dar și-am flămânzit, i-am dat ceva să mâncăm. Repede lupul dădu o fugă până la tufișul unde ascunsese găvănosul cu miere. Când se uită în el, găvănosul gol. Se întoarse la ajutorii săi și începu să zbere. Cineva a mâncat toată mierea. Las că pun eu pe tălhar mâna și o să-i suces gâtul. Atunci vulpea zise, în timp ce dormeai cu mătre, iepurele s-a giftuit de miere. N-am mâncat-o eu, se apără iepurele. Dacă n-ai mâncat-o tu, atunci de ce toată coada ți-e plină de miere? Lupul mârâie năprasnic asupra iepurelui, gata să-i sucească gâtul. Iepurele o lua la goană de scăpărau călcâile, lupul după dânsul. Prinse în sfârșit iepurele de coadă și i-o mușcă rupându-i pe trei sferturi. Gâtul însă nu izbuti să îl sucească. Și așa a rămas iepurele cu coada scurtă. Cine e de vină dacă n-a înțeles tâlcul numelor pe care le născocea și reata de vulpe? Înfripturiel, mijlocel, funduleț, care însemnau de fapt că vulpea mai întâi numai se înfructase din miere, a doua oară ajunsese la mijlocul găvănosului și în cele din urmă la fundul lui. Dacă așa spune povestea, se vede că așa a fost.